Live on Facebook. Îi dau live on Facebook imediat. Văd că durează un pic. Încep tu, da? Da. Bună seara! Se pare că am intrat live pe Facebook. Mai așteptăm câteva minute să se conecteze încă și cei care vor să ne vadă povestind despre educație. Vreau să mă asigur că streamul este chiar live pe Facebook înainte de a începe discuția. Este. Am confirmarea, m-am văzut pe mine pe Facebook. Bună seara tuturor, bună seara Elena, bună seara Mihai. Numele meu este Radu Seche și candidez independent pentru un loc în Consiliul Local Sibiu. Mai avem 2-3 zile de campanie, dar acest dialog pentru educație, focus pe educație, seria de dezbateri pe care noi le-am început, va continua. Am avut zilele trecute, aseară, de fapt, un comentariu că o persoană ne spunea că îi va părea foarte rău în momentul în care se termină campania pentru că o să îi lipsească aceste dialoguri. De fapt, dialogul abia începe. Noi am pornit platforma aceasta în ideea de a avea un dialog real despre educație care să continue dincolo de campania electorală și mai ales să se amplifice în perioada în care se iau decizii despre educație la nivel central, local, Sibiu sau în județul Sibiu. Alături de mine este Elena Lotrean, care candidează pentru un loc în Consiliul Județean Sibiu, tot ca și candidat independent. Și tema acestei serii este transportul școlar, în special la nivel județean, intrajudețean, care este o condiție fundamentală a accesului elevilor, mai ales elevilor de liceu, care nu au o școală de aproape de domiciliu, la educație. Acum un an și jumătate am lucrat pentru o perioadă relativ scurtă de timp, câteva luni la Ministerul Educației și la un moment dat m-am obișnuit să văd fie pe coridoarele ministerului, fie în cabinetul ministrului sau în anticamera ministrului un tânăr din Constanța, care la vremea respectivă era președintele Asociației Elevilor din Constanța și care făcea un lobbying de manual pentru gratuitatea transportului intrajudețean pentru elevi. Acel tânăr este Mihai Tănase și este cu noi în seara asta pentru a discuta despre problemele transportului sau problemele pe care elevii le au în a accesa transport gratuit la nivel de județ. Bună seara, Mihai! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație, Radu. Îi salut și pe ascultătorii noștri și vizionatorii în același timp. Suntem live și pe imagine. Și mulțumesc pentru introducere. Într-adevăr, timp de 2 ani de zile cât am ocupat funcția de președinte al Asociației Elevilor din Constanța, am avut oportunitatea, îi spun eu, de a mă lupta pentru a obține gratuitate pe transportul județean al elevilor. De ce transportul județean al elevilor? De ce am ales lupta asta dintre toate luptele posibile și imposibile? În mintea mea, la momentul acesta și la momentul de față, în continuare, este următorul lucru. Înainte să ne gândim la cum arată școala românească, la unde îi aducem pe elevi, trebuie să ne gândim cum îi aducem. Trebuie să ne asigurăm că fiecare elev poate să ajungă, în primul rând, la acea școală pe care noi
încercăm să o facem cât mai atractivă. Deci am zis că este o luptă care merită dusă până la capăt. Sigur, situația de atunci și până acum n-a făcut decât să se înrăutățească, dacă mă întreb pe mine, din punct de vedere legal. De ce ai impresia asta? Bine, sunt de acord cu tine, dar să explicăm și de ce. La momentul acela, în legea educației exista clar reglementate două drepturi pentru elevi. Era pe de-o parte dreptul la reducere pe transportul județean de 50%, reducere înțelegându-se prin faptul că elevul își lua deja abonamentul de la transportator redus cu 50% și ulterior Consiliul Județean ar fi trebuit să dea către operatorul de transport acea diferență 50% pe care el o pierdea acordând reducerea elevului. Al doilea drept reglementat de legea educației era decontarea navetei. Aceasta se restrângea strict la elevii care se deplasau în interes școlar față de cealaltă și, teoretic, elevii care se deplasau în interes școlar și, în același timp, elevii care nu aveau un liceu sau școală în localitatea în care ei locuiau, în cazul liceului era și discuția referitoare la profil, dacă aveau sau nu profilul pe care ei și-l doreau în localitatea lor, atunci li se decontau cheltuielile de transport. Teoretic integral, practic, așa cum s-a pus în practică, parțial, de multe ori și la 30%, pentru că au fost impuse niște tarife maximale, nerespectate de multe ori de transportatori. Și pe bună dreptate, pentru că nu erau compensați. Guvernul le-a impus acele tarife maximale fără să le dea înapoi ceva. Ei și-au pe pierdere dacă le respectau. Guvernul actual, care era în funcție și în luna mai anul acesta, a tot promis că va rezolva această problemă. Și printr-o ordonanță, ordonanța 70/2020, dată prin mai anul acesta, au modificat legea educației, toate articolele ce țineau de transportul elevilor și, din nou, în încercarea, cred, de a rezolva problema, ceea ce cu siguranță n-au făcut, au înrăutățit lucrurile, pentru că, în primul rând, au eliminat dreptul elevilor la acea reducere de 50% pe transportul județean. Da? Deci au eliminat-o de tot din lege. Au lăsat, într-adevăr, dreptul la decontarea navetei, dar au restrâns dreptul în sensul în care acum doar elevii care nu au liceu deloc în localitatea de domiciliu pot beneficia această decontare. Elevii care nu au profilul dorit în localitatea de domiciliu nu mai pot beneficia de această decontare. Și mai mult decât atât, decontarea în sine este imposibilă în modul în care au gândit-o ei. Și chiar citeam zilele trecute pe internet declarația ale președintelui Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu, care, deși am avut contrazicerile noastre, eu și domnul Hagiu, avea dreptate în ceea ce spunea. Și în felul următor, legea în momentul de față prevede faptul că pentru transportul acesta între localități, intrajudețean al elevilor, jumătate din preț este asigurat din bugetul județean și jumătate din bugetul de stat prin unitățile de învățământ. Da? Bun, totul bine până aici. Ideea e că tot legea spune că operatorul trebuie să factureze unitatea de învățământ pe acest serviciu de transport. Lucru pe care, în primul rând, operatorul nu poate să-l facă, pentru că operatorul nu are niciun contract încheiat cu unitatea de învățământ ca să poată să o factureze. Practic, operatorul nu face niciun serviciu unității de învățământ, ci elevilor. Deci nu are cum să ceară bani unității de învățământ. Este o eroare din start. Putem să-ți dăm un exemplu aici? Da. O las. Hai să râzi. Să povestească. Dar într-o zi, cineva de la operatorul de transport local, de pe Sibiu, a venit la noi la școală cu o factură. Pentru că, așa cum este dat de Consiliul Local hotărârea, transportul este gratuit pentru elevi și se plătește exact așa cum spui tu, jumătate de către primărie prin transportator și jumătate de către unitatea școlară, în cazul nostru o unitate școlară particulară, care a primit această factură să plătească jumătate din suma acordată elevilor proprii. Încă nu ne-am dumirit exact ce ar trebui să facem cu această factură, dacă trebuie să o dăm primăriei, care a dat această hotărâre de Consiliul Local, să o înapoiem transportatorului
Totuși, copiii au dreptul și ar trebui să aibă dreptul la transport școlar gratuit. Da. Așa că înțelegem foarte bine cum cât de felul, da, felul în care e reglementată situația lasă foarte mult de dorit, tocmai datorită faptului că nu e foarte clar cine e responsabil. Până la urmă, împărțirea asta și decontarea 50%-50%, până la urmă este doar un mod de a circula banii prin bugete diferite ca să pară oarecum mai echitabil distribuit, doar în fapt banii aceia ar trebui să vină oricum de la bugetul de stat, chiar dacă vine prin bugetele defalcate de TVA la nivel județean, dar fiind un drept legal, ar trebui să existe un singur plătitor, o singură instanță care, sau instituție care acoperă aceste costuri. Și nu trebuie neapărat să fie guvernul. Guvernul trebuie să prevadă un drept. Poate să fie și administrația locală, poate să fie administrația județeană, Consiliul Județean, doar că trebuie să existe o legislație care să permită foarte clar. În momentul de față, de ce nu se poate asigura transportul elevilor cu reglementările actuale din LEN? Deci pe lângă faptul că decontarea e dificilă, există alte aspecte, după părerea ta, care fac imposibilă asigurarea sau face imposibilă asigurarea transportului? Păi vorbim în primul rând de ceea ce explicam mai devreme, faptul că este imposibil din punct de vedere juridic ca școala să, ca, mă rog, ca operatorul să factureze școala. Mai mult decât atât, există această situație, operatorii nu-și vor primi întotdeauna și, dacă mă întrebe, nu-și vor primi niciodată banii integral înapoi. Mai mult decât atât, practic în bugetul de stat în acest moment, deși a fost dată această lege, nu există banii aia prevăzuți pentru reducerile elevilor. Deci banii nu există. Având în vedere acest lucru, operatorii din start știu foarte bine că ei nu vor fi compensați pentru acele gratuități pe care le oferă și preciza și domnul Hagiu că nu vor da aceste gratuități. Deci la momentul actual, felul în care este făcută legislația nu permite efectuarea transportului gratuit al elevilor. Mai mult decât atât, este cumva discriminatoriu felul în care este alcătuită legea în acest moment. De ce spun asta? Eu, elev, dacă să zicem că vreau să urmez filiera matematică-informatică și la mine în liceu nu am această filieră matematică, la mine în localitatea de domiciliu, în liceu din localitatea de domiciliu, nu am matematică-informatică și vreau să mă duc la o altă localitate. Da, să spunem aplicat pe Sibiu. Da, sunt dintr-o localitate din Sibiu și vreau să vin în Sibiu să studiez mate-info. Eu nu pot să fac acest lucru decât pe banii mei. Banii mei, care de multe ori trebuie să dau foarte mulți. Este o cheltuială foarte mare lunar pentru familii să plătească abonamentul elevilor. Nici nu mai vorbim de cei care poate nu vor să studieze în localitatea de domiciliu și vor să opteze pentru un liceu de la oraș, vor să învețe la oraș. Ei n-au posibilitatea aceasta decât dacă o fac pe banii lor. Deși repartizarea computerizată e făcută tot de către stat și tot statul îi repartizează la un liceu dintr-o altă localitate. Deci e discriminatorie la acest moment, această decontare. Da, e un principiu interesant. Adică, pe de o parte, noi îți asigurăm un loc de învățământ la liceu pe un profil pe care îl avem doar într-o localitate în județ, dar dacă tu vrei să participi la educație și să ocupi acel singur loc pe care noi îl avem pentru tine, trebuie să plătești. Este într-adevăr discriminatoriu și asta trebuie eliminată din legislație. Întrebarea mea este, oare putem face cumva ca administrațiile locale și județene să vină fără să încalce legea, evident, și fără să solicite o schimbare legislativă rapidă. Putem veni cumva să sprijinim sau să corectăm această eroare prin alte pârghii, prin instrumente pe care le avem ca entități ale administrației publice locale la dispoziție. Se poate. Acum depinde cât de mult există disponibilitate. De ce spun asta? Pe lângă tot procedeul ăsta complicat de contare a transportului elevilor din legea educației, legea transporturilor 92/2007 ci o face, creează un cadru separat prin care se poate face acest lucru.
Ce poate să facă Consiliul Județean și după caz Consiliul Local? Deși la local e cam reglementată situația, cu puține dificultăți. Dar la nivel de Consiliul Județean, ce poate să facă Consiliul Județean este următorul lucru. Există contracte de servicii publice pe care, conform legii, Consiliile Județene trebuie să le încheie cu operatorii. În acele contracte de servicii publice, și conform legii transporturilor din România, cât și conform regulamentului de transport la nivel european 1370/2007, Consiliile Județene, autoritățile locale, județene, naționale, ale statelor membre ale Uniunii Europene, pot să impună operatorilor de transport obligații de serviciu public. Să le spun în felul următor. Uite, eu în contractul ăsta ție îți impun să asiguri transportul elevilor gratuit, da? Fără să le percep niciun cost. În schimb, eu, Consiliul Județean, banii pe care tu îi pierzi dând elevilor bilete gratuite, eu vin și ți-i dau înapoi. Chestia asta este complet legală, este reglementată la nivel european și la nivel național. Lucrul ăsta trebuia să se întâmple în România dacă vă vine să se credeți așa, din 1996. Iată, 24 de ani mai târziu. Da. Vreau să vă prezint un model care se poate aplica destul de practic. Modelul l-am văzut în Finlanda, în care regional se scot la licitație rutele de transport pe care le plătește Consiliul lor județean, cum ar veni, astfel încât sunt acoperite pe niște orare foarte clar stabilite, astfel încât să asigure accesul copiilor la școală. Operatorii taie bilete, iar biletele respective, practic, fie pot să meargă direct la Consiliul Județean ca și încasare, sau pe tot ce... pe toate biletele încasate, operatorul virează înapoi banii la Consiliul Județean, astfel încât se face un fel de nivelare și de recuperare de pierderi pe anumite rute care nu sunt atât de uzitate. Modelul acesta ar putea să fie implementat, înțeleg, și fără să existe alte reglementări legale, pentru că intră în legea transporturilor, din câte înțeleg, acoperă toate rutele pe care le-ar putea deservi, astfel încât elevii să aibă acces la liceele la care doresc să meargă și, practic, nu există sau se minimizează pierderile atât la stat, cât și în rândul operatorilor particulari. Da, aici ne punem problema următoare. Cum stabilim sumele pe care le plătește inițial Consiliul acela, mă rog, Consiliul Județean aplicat pe România către transportator? Pentru că aici legislația este puțin restrictivă. Compensațiile trebuie calculate foarte exact, astfel încât să nu se producă un fenomen Comisia Europeană îi spune supracompensare, care este ilegală. Este, dacă ne referim strict la modelul de care vorbea Elena, este un serviciu de achiziții publice, deci un proces de achiziții publice. Autoritatea publică regională scoate la licitație anumite rute, achiziționează un serviciu public pe care ei nu îl dedică doar elevilor, ci îl dedică populației în general, adică populația, pentru a avea acces de la sat la oraș și invers, are nevoie de un serviciu public de transport și scoate la licitație exact acel serviciu. Și se fac mai multe oferte, din care o alege, în general, pe cea mai ieftină. Impune și niște condiții, evident, ce tipuri de autobuze, ce capacitate, cât de noi trebuie să fie. Și în baza acelei licitații, operatorul are obligația să opereze ruta respectivă după orarele prestabilite, care fac parte din caietul de sarcini. Și Consiliul, deci autoritatea regională, plătește direct operatorului suma respectivă. Indiferent cât încasează operatorul, bani care se duc în general direct către bugetul autorității regionale. Deci, indiferent dacă are 100% grad de ocupație de utilizare sau 10%, operatorul își primește banii din prețul licitat.
Ei, avantajul acestui model este că deservește într-adevăr comunitatea și inclusiv orarele sunt stabilite, orarele de transport sunt stabilite împreună cu comunitatea, împreună cu, analizând nevoile lor, nu sunt stabilite aleatoriu, astfel încât să poată răspunde nevoilor comunității. De asta spun, este pur și simplu o achiziție publică. Autoritatea regională acolo decide că noi avem nevoie de aceste servicii publice și le scoatem la licitație. Motivarea sau motivația operatorului de transport crește pentru că știe că, indiferent dacă are sau nu clienți, își primește banii. Deci nu trebuie să reducă deloc calitatea, nu trebuie să uite să opereze anumite curse, pentru că și dacă merge gol, banii și primește. Important este ca oamenii, cetățenii să aibă acces la acest transport și la mobilitate. Nu doar mobilitatea elevilor, ci mobilitatea muncitorilor, mobilitatea, pur și simplu mobilitatea în județ. Da, ei bine, aici vorbind de o investiție o investiție destul de mare în bugetul pentru servicii publice la nivel județean, pentru că de multe ori asta reclamă consiliile județene, că n-au bani. Nu au bani să asigure aceste servicii publice astfel încât să fie ajutați și elevii să ajungă la școală și oamenii să ajungă la muncă și o persoană care vrea să ajungă într-un oraș anume sau altă localitate, pur și simplu pentru că are nevoie să ajungă acolo. De unde obținem finanțarea pentru aceste servicii publice dacă statul se pare că nu prea oferă într-o măsură suficient de mare? E o întrebare bună. Nu putem, evident, compara 100% cele două modele, pentru că bugetele în țările nordice, în general, sunt descentralizate. Deci majoritatea veniturilor din impozite și taxe rămâne la nivel regional. Nu se duce la bugetul de stat, doar o mică parte merge la bugetul de stat și aia se redistribuie, de fapt, către zonele mai puțin afluente, mai puțin bogate. Dar în România, momentan, ar trebui să se facă prin alocare de la bugetul de stat sau printr-o descentralizare treptată, ceea ce ține de legislație. Finanțarea unui asemenea program exclusiv din bugetul actual la nivel județean nu cred că e posibilă. Eventual, ar trebui văzut, îți spun sincer că n-am făcut-o încă, dar ar trebui văzut cum se pot, care sunt de fapt costurile și profiturile reale în domeniul ăsta al transportului intrajudețean și cum se pot eficientiza rutele, pentru că și asta este o problemă. Adică Consiliul Județean Sibiu tocmai a adoptat un nou program de transport rutier județean de persoane și nu știu, nu sunt un expert, dar aș discuta la un moment dat cu niște experți dacă nu se poate eficientiza prin crearea de hub-uri care să asigure transferul persoanelor dintr-o zonă într-alta, ca să nu fie curse directe din toate zonele către un centru, cum e orașul Sibiu, ci să fie hub-uri regionale cu, microbuze mai mici care aduc oameni către un hub, de unde pleacă un autobuz mai mare către un alt hub, de unde se merge spre Sibiu. Și în felul ăsta s-ar reduce oarecum și traficul, pentru că ar fi mai puține vehicule în mișcare pe aceleași drumuri. Și cred că un tip de eficientizare ca acesta ar putea ajuta inclusiv la creșterea profitabilității companiilor și ar aduce economii proprii la bugetul județean dacă s-ar gândi în felul acesta. Gândește-te cam cum funcționează companiile aeriene tradiționale cu feeders. Da. Nu doar rute directe între localități. Da, dar vorbim aici de o modernizare a serviciului de transport județean. Noi, în momentul de față, de-abia am ajuns la punctul în care autoritățile județene controlează operatorii de transport. Pentru că până în punctul de față, foarte puține din consiliile județene au încheiat aceste contracte vreodată. Deși ele există în legislație, doamnă așa de o groază de timp.
Deci, înainte să ne gândim la cum le eficientizăm, le modernizăm, trebuie să ne gândim că sunt mașini care și acum sunt scrie pe două roți, sau mă rog, patru roți. Scrie pe patru roți. Mulți dintre operatori până acum au circulat cu autobuze vechi, cu autobuze care nu sunt adaptate la standardele de referință pentru un serviciu de transport public modern. Și mai mult decât atât, vorbim de mașini care nu respectă normele ecologice, vorbim de mașini unde erau îndesați 30-40 de oameni, deci capacitatea era de 28, pentru că nu au fost controlați. Nu au fost controlați pentru că nu existau aceste contracte. Până acum s-a mers pe licitații, pe licențe, primeau licențe de la Consiliul Județean și circulau cum voiau ei. Acum există o oportunitate foarte mare, pentru că legislația la nivel național a fost clarificată, existența acestor contracte a fost clarificată, au început consiliile județene să încheie contracte, trebuie să fim foarte atenți acum la ce conțin aceste contracte de transport județean și cum sunt ele făcute. Aici e miza. Am înțeles. Bun, discutam pe Facebook cu cineva care ne menționa regulamentul 1370, la care ai făcut și tu referire, al Parlamentului European, referitor la serviciile publice de transport de călători și faptul că ar trebui să fie, spune el, achiziții publice oricum, doar că nu se fac așa, sau nu s-au făcut până acum așa cum ar trebui. Ne apropiem cu pași repezi de finalul celor 30 de minute. Aș mai... El, nu știu dacă mai ai vreun comentariu de făcut. Eu mai aveam o propunere la un moment dat și vreau să aud opinia unui fost elev în zona Sibiului, pentru că vorbim acum exclusiv de Sibiu. În oraș există câteva mari întreprinderi, mari agenții economici, care angajează mii de oameni din zonele rurale, din jurul Sibiului. Acești angajați sunt aduși dimineața cu autobuze la întreprinderi și plătite de agenții economici și la ora 3, când termină, sunt duși înapoi în sate și este adus schimbul 2, care pleacă ulterior la ora 10 sau 11 seara. Mă gândeam că am putea propune un parteneriat cu acești agenți economici, gândindu-ne la niște idei inovatoare de cum să rezolvăm o problemă pe care poate bugetul județean nu o poate duce, și să invităm agenții economici să ia și să aducă în oraș inclusiv elevii de pe sate care ar veni la școală, la orele acelea ale dimineții și la ora 3 să-i ducă înapoi. Nu știu dacă s-a mai făcut pe undeva în țară acest parteneriat, acest tip de parteneriat. Ai idee? Și cum îți sună ca și propunere? Adică e ceva fezabil? Sunt mai multe paliere de discutat aici, pentru că pe de parte se pune problema ce câștigă operatorul respectiv dacă el îmi prestează mie acest favor, acest serviciu ca autoritate județeană. Iar pe de altă parte se pune problema că, nu știu, hai să luăm un liceu din Sibiu, da? Bruckenthal, de exemplu. Pentru liceul Bruckenthal pot să existe elevi din toate colțurile județului care au nevoie să ajungă la Bruckenthal. Și atunci, oare au capacitatea acești operatori să ia un elev dintr-o parte, un elev dintr-o parte, doi elevi din altă parte, patru din altă parte, doar ca să-i aducă la școală? Probabil că nu, dar ar fi, ne gândeam noi, o soluție pentru anumite rute, pentru anumite zone care sunt deja deservite de acești operatori. De fapt, operatorii respectivi funcționează exact pe principiul pe care ți l-a descris Elena și l-am repetat și eu din Finlanda. Agentul economic, întreprinderea din Sibiu, cumpără de la operatorul de transport cursa respectivă între Alțâna și Sibiu, să spunem,
și nu pe operatorul de transport nu îl interesează dacă sunt 10 muncitori sau 40, atâta vreme cât nu se depășește numărul maxim, e ok. El oricum își primește aceiași bani. Și atunci mă gândeam sau ne gândeam că ar fi o soluție ca de pe rutele respective să absoarbă și elevii care vin spre Sibiu, spre licee. Și oricum parteneriatul nu s-ar face cu operatorul de transport, nu, ci cu un economic care deja cumpără acest serviciu de la operatorul de transport. E o idee pe care noi am gândit-o pur și simplu ca alternativă pentru a mai ușura oarecum accesul elevilor. N-am discutat încă cu nimeni pe tema asta, să vedem dacă agenții economici ar fi dispuși să facă treaba asta, dar vrem să vedem și opinia ta. Da, aș mai vrea eu să adaug, pentru că de cele mai multe ori, în ultimii ani cel puțin, când vorbim despre transport, ne gândim doar la autobuze. Aș vrea să ne gândim un pic și la trenuri. Sunt liniile de cale ferată există și sunt legate destul de bine. Problema este că nu mai prea există trenuri, care de fapt ar fi o soluție sau ar putea să fie o soluție destul de bună pe rutele respective. Programul cred că le-ar permite tocmai prin prisma faptului că nu mai sunt așa de multe trenuri în circulație. Asta un la mână. Doi, rute de transport alternative de genul piste de biciclete. Toate țările din Europa există, mai ales pentru ruralul apropiat de urban, pentru satele și comunele din jurul locurilor și de unde sunt, într-adevăr, poate majoritatea copiilor care vin la liceu, sunt piste de biciclete, încurajează și sportul și practic un 10-15 km pe bicicletă într-o parte și încă atâta în cealaltă, nu poate decât să facă bine unui tânăr, unui elev în dezvoltare. Și cumva, atunci când ne gândim la partea de transport, putem să luăm în calcul și alte variante decât ce înseamnă mașina. Ultima vreme am văzut că s-au dezvoltat foarte mult elementele electrice, fie trotinete, fie biciclete. E că sunt tot felul de variante care ar putea să fie parte dintr-un serviciu public inovativ de transport și care să asigure, nu știu, inclusiv pe rute din acestea mai scurte, de la spre hub-uri, dar pot să mă duc cu bicicleta până într-un loc, poate există biciclete de închiriat sau biciclete școlare la care au acces copiii pe baza unui cod și ele se iau și se duc la se lasă la tren sau la stația de autobuz de unde preia mai departe, dacă există posibilitatea de a fi practic făcut drumul. Da, trenul este o idee, doar că la acest moment s-au rămas prea puține localități care au gări prin care trece trenul efectiv, adică în Constanța, vă spun, cel puțin sunt foarte puține care încă mai au gări și prin care mai trece trenul. Deci ideea cu trenul este fezabilă doar pentru o parte din localități. Într-adevăr, dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să fie o gară măcar în fiecare comună, dacă nu în fiecare sat. Dar infrastructura de transport feroviar în România nu ne permite asta la momentul de față. Da, din păcate, infrastructura e problema, deși sunt de acord. Eu cred că transportul feroviar e și mai eficient și mai prietenos cu mediul și cred că ar putea să o alternativă în care să se investească, dar acolo deja vorbim de o companie feroviară care nu prea are. În Sibiu, de fapt, se discută despre un tren la periferia orașului care să țină de transportul în comun, urban, dar să vedem dacă proiectul ăsta va ajunge vreodată și pe masa Consiliului.
apropo de masa Consiliului, ce crezi că ar trebui să fie? Care crezi că ar trebui să fie primul lucru pe care noi să-l facem în momentul în care suntem aleși, eu în Consiliul Local, Elena în Consiliul Județean? Să fie luate contractele alea de servicii publice încheiate cu transportatorii sau neîncheiate, nu știu dacă s-au încheiat sau nu, în nivelul Sibiului încă, contractul cu Abra a fost aprobat, dar să fie luate puțin la citit și să vă asigurați că contractele într-adevăr suplinesc nevoile pe care comunitatea le are. Să fie discutate intervalele orare de circulație cu comunitatea județeană, să fie puse în discuție neapărat și reducerile pentru elevi, gratuitățile, elevi, studenți, cine mai trebuie să beneficieze de ele, astfel încât dacă statul nu ajută niciun fel de autoritățile județene să poată pune în aplicare gratuitățile pentru elevi, măcar la nivel județean, așa cum ai spus și tu, să se descurce. Exact. Consiliul județean. O să încercăm să ne descurcăm. Mulțumesc foarte mult pentru participare, Mihai. Mi-a făcut plăcere să te revăd și să sperăm dacă vom avea nevoie de consultanță în momentul în care vom discuta despre transport, vom mai apela la tine. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult, Mihai! Seară bună! Seară plăcută! Seară faină!